Pentru întâlnirea acestui program de vin, vom cânta cântarea Măriți din suflet, măriți pe Domnul. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos, venim înaintea Ta cu mulțumire și cu dorința de a revărsa închinarea din inima noastră către Tine, Doamne. Să mulțumim pentru bucuria pe care o avem în această după-amiază de sabat, ca să fim împreună și dorim ca, strânși în jurul cuvântului Tău, să avem parte de lumina Sa, de sfaturile Sale, de mustrările Sale și de ceea ce Tu vrei ca să ne arăți fiecare dintre noi. Binecuvântează pe fratele Cazan cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Binecuvântează-ne pe noi ca să ascultăm cu atenție și ca acest cuvânt să prindă rod în inimile noastre. Îți mulțumim pentru că ne iubești, îți mulțumim pentru sabatul Tău cel binecuvântat, care aduce atâta bucurie în inimile noastre și în aceste momente îți aducem recunoștința noastră, mulțumirea noastră și închinarea noastră. Numele Tău să fie slăvit și onorat, de acum și până veșnicii. Amin. Thank you.
ca și altă dată, stimați frați și dragi prieteni, mă simt favorizat să vin în fața dumneavoastră să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că sunteți aici, nu zic că vă mulțumesc, fiindcă nu e, să zic așa, întreprinderea mea. Împărăția cerurilor seamănă cu un negustor, într-adevăr, dar n-am nici Domnul Hristos, nici apostoli, nici profeții, n-au mulțumit oamenilor că au venit să-i asculte pe ei. S-ar putea întâmpla ca unele cuvinte, așa cum a fost rugăciunea la început, să mângâie și să încurajeze. S-ar putea, deși eu doresc să fiu cât mă pricep eu de politicos, ca unele să atingă și niște puncte sensibile sau dureroase în cazul cuiva. Nu doresc să fac rău nimănui și mă rog lui Dumnezeu pentru aceasta și cred că v-ați rugat și dumneavoastră în scopul acesta. Ați văzut în buletin titlul predicii de azi după masă, despre vedenia celui atotputernic. Cuvintele sunt citate din vorbele lui Balaam, prorocul din Vechiul Testament. Și prima întrebare care apare în mintea cuiva, care se uită pe acest buletin și care are idee de ce spune Biblia în locul respectiv, ce legătură au aceste evenimente de acum 3500 de ani cu noi care trăim în 2011? Ce legătură are viața și cultura din Arabia, din deșertul Arabiei de atunci, cu viața noastră de aici, din Statele Unite ale Americii? Și, afară de aceasta, diferențele de vârstă între noi. Vă rog să aveți îngăduință, fiindcă veți fi surprinși să constatați cât de mult au de-a face acestea cu noi. Foarte mult au de-a face și mi se pare foarte important lucrul acesta. Și am să explic de la început în ce privință am găsit că sunt foarte importante lucrurile acestea. Nu numai pentru că Dumnezeu, prin Duhul Lui, a supravegheat colectarea acestor rapoarte din Vechiul Testament și a inspirat interpretarea lor. Deci e vorba de interpretarea lui Dumnezeu asupra acestor întâmplări. A ceea ce oamenii au făcut, a ceea ce ei au zis, e adevărat lucrul acesta. Dar motivul de bază este următorul. Mi se pare că trăim într-un timp specificat sau caracterizat prin confuzie. Mă gândesc la timpul sfârșitului, în care cred că am ajuns să trăim, mă gândesc la numele de Babel sau Babilon, al cărui specific era confuzia. De ce au plecat de la clădirea turnului Babel? Nu s-au mai înțeles. Unul zicea un altul, celălalt înțelegea altceva. Și neînțelegere nu înseamnă neapărat ceartă și conflict. Lipsă de înțelegere. Unul spune ceva gândind și crezând ceea ce el spune, ceea ce e în mintea lui, celălalt percepe diferit. Trăim într-un timp de confuzie. Nu numai atât, dar predicarea Evangheliei în zilele noastre are această caracteristică. De la mii și mii de amvoane, și vorbesc de amvoane creștine, nu de amvoane ale lumii islamice sau hinduse sau mai știu eu ce, ale lumii creștine, se predică o mulțime de lucruri bune, amestecate cu lucruri mai puțin decât bune, cu lucruri adevărate și frumoase, mai puțin adevărate altele și mai puțin frumoase altele. Ceea ce creează confuzie. Și oamenii, la un moment dat, se văd în încurcătură. Nu știu ce au de făcut. Așa că, referitor la această problemă serioasă a zilelor noastre, și vă rog să rețineți că eu, când vorbesc de amvoanele lumii creștine, am în vedere și posibilitatea regretabilă a amvoanelor din Biserica Adventiștilor de ziua șaptea. E posibil și lucrul acesta, vă rog să fim atenți și la aceasta. Nu mergem după prejudecata că aici totul este sigur și corect și perfect. Pentru că trăim într-un timp caracterizat prin confuzie, în care vrăjmașul de la început este artist și maestru ca să creeze o astfel de stare, avem nevoie de ceea ce ne spune mesajul lui Dumnezeu
în cuvântul Lui și în mod specific în ceea ce prezint astăzi înaintea dumneavoastră. Am pus acolo pe buletin textul din Numeri 24, versetele 15 până la 17. Îmi dați voie să repet ce scrie acolo? Scrie așa: așa vorbește Balaam, fiul lui Beor, omul care are ochii deschiși, care vede vedenia celui atotputernic, care aude cuvintele lui Dumnezeu, care cunoaște planurile celui preanalt, care cade cu fața la pământ și, se repetă, și are ochii deschiși. Interesant. Are ochii deschiși, dar cu fața la pământ. Ce poate un om să vadă cu ochii lui, firești, când e cu fața la pământ? Decât pământul, de sub el, atât. Deci ne dăm seama că vorbirea are valoare simbolică aici. Nu e vorba de o descriere literală a vederii acesteia. Vedenia celui atotputernic. Ce înseamnă vedenia celui atotputernic? Știți cum traduce o mare parte? Aș îndrăzni să spun că aproape toate traducerile Bibliei corecte sunt foarte puține incorrecte parțial. Majoritatea sunt corecte traducerile Bibliei. Viziunea celui atotputernic. Cuvântul vedenie este egal cu acel cuvânt viziune. Vedenie sau viziune e același lucru. Vedenia sau viziunea celui atotputernic. Ce vrea să spună Balaam aici? Acel proroc din Vechiul Testament. A cărui istorie o găsim în Biblie și o cunoaștem unii dintre noi destul de bine. Vrea să spună el că el vede pe cel atotputernic? Asta era viziunea celui atotputernic la care se referă el, că el, Balaam, ghicitorul, descântătorul, prorocul decăzut, de care s-a folosit la un moment dat Duhul lui Dumnezeu, a văzut pe cel atotputernic? Am îndoială că la aceasta se referă. Cred că el vrea să spună altceva. Că ceea ce el vede și descrie în cuvintele lui reprezintă o revelație, o descoperire de la cel atotputernic. Și faptul că Dumnezeu este numit aici cel atotputernic este o încurajare serioasă pentru mine. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Ur, din Caldeea, i s-a prezentat ca fiind Domnul, și s-a făcut cunoscut că El este Cel care îl cheamă să iasă afară din țara Lui, din familia Lui, din locul nașterii Lui. Dar Dumnezeu mai târziu, în capitolul 17 din Geneza, găsim pe Dumnezeu că i s-a prezentat de prima dată sub denumirea Lui de El Shaddai, de Cel Atotputernic. Până atunci nu. De prima dată atunci apare Dumnezeu sub forma de aceasta, Cel Atotputernic. Iar în cazul conflictului cu confuzia, din timpul sfârșitului, avem de-a face cu cel atotputernic. Așa că oricât de artist ar fi vrăjmașul în crearea confuziei, oricât de puternică ar fi influența lui, oricât de mulți ar fi cei care se lasă trași de el, cel atotputernic are mijloace să rezolve problema. Și o și rezolvă pentru cei care îl caută cu toată inima. Vedenia celui atotputernic. Este vorba de revelația de la Dumnezeu dată oamenilor. Îi spune Domnul lui Aron și Mariei la un moment dat. S-au lăsat apucați de un duh de invidie pe fratele lor, Moise. Și nu erau oameni trecuți cu vederea. Undeva prin popor, în marginea taberii, în vreun cort oarecare. Erau în fruntea poporului și Aron și Maria. Dar erau invidioși că Moise era mai ceva decât ei. Și Domnul zice, ia veniți voi să stăm de vorbă puțin. Și Domnul le spune următorul lucru. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui și îi voi vorbi într-un vis sau într-o viziune, într-o vedenie. Numeri 12, versetul 6. Interesant, da?
Nu tot așa, zice, Domnul este cu robul meu Moise și Domnul le explică apoi de ce Moise e diferit de ei, de ce el, Dumnezeu, îl tratează altfel pe Moise decât îi tratează pe ei. Deși, am spus, ei erau destul de onorați. Dar observați această precizare a lui Dumnezeu, care se confirmă de-a lungul istoriei Bibliei și de-a lungul istoriei creștinătății. Că Dumnezeu se descoperă când decide El și cui decide El și în felul în care El decide oamenilor prin viziuni. Trec mai departe. Merg oarecum în salturi, n-am încotro altfel. Despre timpul din urmă scrie Ioel următorul lucru. El însuși avusese viziune la Dumnezeu și o descrie acum. Că în timpul sfârșitului, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii vor avea viziuni. Vedenii, zice Cornilescu. E același lucru. Folosesc cuvântul viziune ca să fie mai în temă, dar este echivalent, este absolut același lucru. Viziune sau vedenie. Uitați-vă în orice dicționar doriți și veți găsi același lucru. Viziune sau vedenie. Același lucru. Deci tinerii și tinerele, pentru care părinții, noi, să zic, suntem uneori îngrijorați că îi vedem în căutările lor și în bâșbierile lor că mai fac și unele greșeli, poate. Sunt prevăzuți aici de Dumnezeu că într-o zi vor fi folosiți în felul acesta. Cei care sunt cinstiți în sufletul lor, care caută pe Domnul și care iubesc pe Domnul. În ciuda lipsei lor de experiență, în ciuda greșelilor, poate specifice ale lor, nu vorbesc de cei care în mod decis și voit aleg drumul păcatului, vorbesc de cei care caută și iubesc pe Domnul din toată inima. Și ei vor avea viziuni. Interesant lucrul acesta. Am următoarea întrebare. Înainte de a veni la întrebarea următoare. În Proverbe, la capitolul 29, la versetul 18, găsim următorul lucru. Când lipsește viziunea, când lipsesc viziunile de la Dumnezeu, Cornilescu traduce când lipsește descoperirea dumnezească. E același lucru. Viziunile de la Dumnezeu. Poporul ajunge fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Aha. Viziuni cu sau viziuni fără legea lui Dumnezeu. Interesant. Acum întrebarea pe care am vrut să o pun, care se leagă logic de ceea ce am spus acum. Există și viziuni inspirate de vrăjmașul? False? Din nefericire, da. Și amintesc acum un text. Ieremia 23, versetul 16. Prorocii voștri, zice Domnul, vă prorocesc vedenii înșelătoare, viziuni ieșite din inima lor. Eu nu le-am vorbit. Ei vă vorbesc în numele meu, eu nu i-am trimis și eu nu vorbesc prin ei. Fiți atenți! Spune Domnul prin Ieremia, celor din vremea lui. De ce nu? Și nouă. Cu atât mai mult nouă, astăzi. Trăim într-un timp mai periculos decât timpul în care trăia prorocul Ieremia. Am ezitat o clipă dacă să spun ceea ce voi spune acum. Veți vedea imediat. V-am spus că eu încerc să fiu cât mă pricep și cât reușesc să fiu de politicos. În orice caz, dorința mea de a fi politicos cu toată lumea nu m-a condus niciodată și nici acum nu mă conduce acolo încât să ascund ceva ce e din partea lui Dumnezeu. Dacă vine cineva, de exemplu, și încearcă să șteargă distinția dintre poporul lui Dumnezeu și ceilalți și cealaltă parte a lumii creștine, cum putem socoti noi prorocia respectivului ca fiind adevărată sau falsă?
Este o prorocie adevărată sau una mincinoasă? Mă abțin să calific pe om. Aceasta e treaba lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, fiecare în mintea sa. Când Dumnezeu a vorbit, și Dumnezeu n-a vorbit niciodată în plus, mai mult decât trebuie, nu? Cuvintele lui Dumnezeu sunt foarte măsurate și El știe ce spune. Vor veni unii, am auzit de la acest amvon, fratele nostru pastor ne-a prezentat și pe bună dreptate. Vor veni unii în ziua aceea, vor zice, Doamne, dar noi am prorocit în numele Tău, am scos demoni în numele Tău. Am stat la masă cu Tine, la masa Domnului. Am făcut minuni în numele Tău. Domnul zice, da, nu te găduiesc lucrul acesta, dar eu niciodată nu v-am recunoscut. Plecați de lângă mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Cei care, în mod voit și deschis, luptă împotriva legii sfinte și veșnice a lui Dumnezeu. Domnul nu-i recunoaște. Și ei au prorocit. Și lumea e plină, nu pot să spun, câte mii sau zeci de mii, sau nu știu, să spun mai mult decât atât, de unii care se intitulează și sunt socotiți de alții proroci și care pot intra ușor în această clasă, oricine îi poate vedea și judeca, nu e nevoie să aibă cineva studii universitare sau teologice pentru aceasta. Noi trebuie să fim atenți că Dumnezeu dă descoperiri, Cel Atotputernic dă viziuni, a dat viziuni pentru popor, ca să îl țină în frâu împotriva pornirii interne a fiecăruia spre rău. Iertați-mă că nu vreau să vă supăr. Eu însumi sunt în aceeași categorie. Firea mea pământească nu-i mai bună și mai sfântă decât a dumneavoastră. Dar Dumnezeu se ocupă de noi și lucrează la fiecare dintre noi. Dar vreau să fim atenți în privința aceasta. Dumnezeu are lucrarea Lui de făcut prin Duhul Lui. Și Balaam, mai înainte, recursese la descântece, la vrăjitorii, la fel de fel de metode din acestea dubioase, eventual satanice, și ne spune Biblia că la un moment dat Duhul lui Dumnezeu nu l-a mai lăsat. A venit peste el și l-a făcut să spună ce a spus. Și atunci Balaam a spus, așa vorbește Balaam, fiul lui Beor, omul care e cu ochii deschiși și care vede vedenia celui atotputernic, viziunea celui atotputernic, care aude cuvintele lui Dumnezeu, care cunoaște planurile celui preanalt, care cade cu fața la pământ, se pleacă înaintea lui Dumnezeu, nu se poate opune lui Dumnezeu în această împrejurare. Vă rog să aveți această asigurare, stimații mei frați și dragi prieteni, că dacă vrea cineva să găsească pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă găsit, El o ia înainte și ne așteaptă ca Tatăl Fiului Risipitor, El ne așteaptă și ne vede de departe. Acesta este primul înțeles al expresiei viziunea celui atotputernic, descoperiri de la Dumnezeu. Noi trebuie să măsurăm ce credem și ce facem cu descoperirile care vin de la Dumnezeu. Și Biblia, Vechiul și Noul Testament, este o colecție de asemenea descoperiri. Și acolo sunt fapte și cuvinte ale oamenilor și ale lui Satan. Dar asta nu ne deranjează, pentru că toate sunt văzute prin viziunea celui atotputernic și interpretate de El. De aceea este cuvântul lui Dumnezeu. Nu pentru că ce a spus Satan a fost inspirat de Dumnezeu. Vă rog să punem mintea la lucru. Binevoiți, vă rog, să folosim judecata pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru că aceste incidente din Vechiul Testament sunt văzute prin viziunea celui atotputernic și interpretate de El. Și de aceea avem de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament.
Dar să trec la a doua, al doilea sens al cuvântului. Vedenie sau viziune înseamnă și altceva. Înseamnă vedere. Viziune. Când m-am dus la doctor că mi-a slăbit vederea, pe hârtie așa scrie, vision. Doctorul meu tratează vederea mea ca fiind vision. Vederea aceasta, cu ochii aceștia. Dar și în mod simbolic, perspectiva în care se uită cineva. Ce înseamnă prevedere în limba română? Ce înseamnă previziune? Înseamnă descoperirea Dumnezeu? Nu, în mod necesar. Poate să fie vreuna, dar nu acest cuvânt descrie ceea ce vine la Dumnezeu. Previziunea. Înseamnă puterea cuiva de a vedea, de a înțelege ce se întâmplă în jurul lui, cu oamenii, cu evenimentele, cu toate câte au loc în jurul lui. Aici avem de a face cu un lucru foarte important, de care avem noi nevoie. Viziunea celui atotputernic trebuie să ajungă să fie viziunea noastră asupra nouă înșine, asupra celor din jurul nostru, asupra împrejurărilor, dacă vreți, asupra lumii mahomedane, islamice, asupra viitorului. Trebuie să fie viziunea lui Dumnezeu, care devine viziunea noastră. De ce? E interesant, am găsit câteva lucruri interesante, câteva caracteristici, două, trei pun eu, dar sunt mult mai multe, e o listă lungă la care eu n-am ajuns deocamdată. Uitați-vă ce spune Balaam când își spune profeția lui. Îl văd, zice el, dar nu... Cine își aduce aminte cuvântul? Nu acum. Îl privesc, dar... De departe, o stea răsare din Iacov și un toiac de cârmuire vine din Israel. Cine s-a condus după steaua aceasta care a venit după multă vreme, după mai mult de 1000 de ani? Cine s-a condus? Cei care au căutat pe Domnul Hristos. Cine s-a ofensat de venirea acestor străini și a luat poziție împotriva Domnului Hristos și l-au urmărit până l-au dus pe cruce? S-a ofensat că au fost trecuți ei cu vederea. Preoții și conducătorii au zis, nu se poate. Nu se poate ca Dumnezeu să ne treacă pe noi cu vederea, să vorbească unor străini. Așa ceva nu se poate, au zis ei. Și pentru că nu se putea în capul lor, au respins pe Domnul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, care venise să-i salveze pe ei ca și pe noi. Ei n-aveau viziunea celui atotputernic. A cui viziune o aveau ei? A lor. A lor. A firii pământești, a dorinților, de putere, de conducere, de slavă, mai știu eu de ce altceva, de funcții în națiunea lor. Aceasta o spune Balaam în profeția lui. Nu acum și de departe. Știți ce am înțeles de aici? Și mă consult cu dumneavoastră, deși vorbesc eu și vreau să ascultați. Și vă mulțumesc că ascultați. Uitați-vă, Dumnezeu vede lucrurile pe termen lung. Asta e o caracteristică a viziunii lui Dumnezeu. Noi vedem aproape. Așa ne permite mintea noastră, priceperea noastră, experiența noastră, calitatea noastră de ființe create, dacă vreți să pun la modul ideal, deși noi nu mai suntem în starea în care au fost oamenii creați la început, acolo suntem și noi. Dumnezeu să vede pe termen lung. Când cineva își alege o meserie, o profesie, o carieră pentru viața asta, e tânăr, plin de putere, de energie, parcă ar îmbrățișa lumea. Așa se simte de tare și de în stare. Trebuie să aibă în vedere un termen mai lung. Nu ceea ce face bani imediat. De ce unii dintre imigranți au greșit? Și poate între ei să fiu și eu, fiindcă când au venit, întâi au căutat să vadă unde se fac bani mai mulți. Nu s-au gândit pe termen mai lung. Nu s-au gândit să clădească, să pună niște cărămizi acolo pentru mâine și poi mâine și răspoi mâine. Imediat, acum, dacă pot să facă repede niște bani. Și au făcut unii niște bani imediat și după aia, întrebați-i. Mai departe, ajutorul statului.
Dumnezeu vede lucrurile pe termen lung. Când cineva se căsătorește, e tânăr și îi place și lui. De o fată, fetei îi place de un băiat, vor să se căsătorească. Ce trebuie să aibă în vedere tânărul sau tânăra noastră? Trebuie să aibă în vedere viața pe termen lung. Dacă se gândește numai la plăcerea imediată, când mă duc eu alături de fata asta, o să moară de gelozie colegii mei și prietenii mei. Uite cu ce fată frumoasă vine el. Și ce urmează? Pe termen mai lung. Foarte interesant lucrul acesta. A doua caracteristică a viziunii celui atotputernic, la care mă refer eu. Dumnezeu vede în ansamblu. Noi vedem limitat. Vederea noastră și cea periferică e destul de limitată, are niște margini. Nu văd. Eu văd cât văd în sala asta, dar încoace, mai încoace, nu văd. Vederea, viziunea de sus a lui Dumnezeu, respectuos vreau să spun, acelui atotputernic, este o viziune de ansamblu. Vă povestesc un exemplu care mi-a apărut mie în școala elementară, se chema școală primară, nu știu cum s-a mai, s-au schimbat denumirile de atunci de mai multe ori. N-are importanță, în primele clase de școală. Doi oameni se rugau. Unul era grădinar și unul era cărămidar. Făcea cărămizi. Grădinarul se ruga: Doamne, uite că mi se usucă grădina, te rog, trimite ploaie. Cărămidarul făcuse și el nu știu câte sute sau mii de cărămizi acolo, cu greu, cu nevasta, cu copii, munciseră acolo pe câmp, făcuseră cărămizi. Doamne, te rog, ține soarele să mi se usuce cărămizile. Pe care să-l asculte Dumnezeu? Vedeți? Dumnezeu trebuie să aibă în vedere și pe alții, nu numai pe mine. Iertați-mă că nu vreau să fiu, știu eu, necioplit. Nu numai pe tine, și pe altul. Așa că noi când ne adresăm lui Dumnezeu și așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ținem cont că El are ochii îndreptați asupra tuturor, nu numai asupra mea și nu numai asupra familiei mele, asupra copilului meu sau soției mele sau părinților mei, ci și asupra altora. Și că El știe ce face în puterea, în atot puterea Lui și în înțelepciunea Lui, și să fim precauți. Deci viziunea celui atotputernic nu este una egoistă, ci este una mai largă, este una, dacă vreți, de ansamblu. Vin cu al treilea gând, cu a treia observație privind viziunea celui atotputernic. Viziunea celui atotputernic ține cont în mod specific, mi s-a părut mie, dumneavoastră judecați fiecare pentru sine, de direcția vieții cuiva. Nu vreau să minimalizez importanța fiecărui cuvânt sau fiecărui fapte, fiecărui gest al nostru. Fiecare are valoarea lui și l-am făcut o dată, rămâne înscris. Nu avem cum să-l mai ștergem. Ne pare rău, ne pare bine, asta este. A trecut. Bine sau rău. Dar trebuie să fim atenți în privința aceasta, că Dumnezeu se uită la direcție. Am avut următoarea întrebare în mintea mea. Ce motiv a avut Dumnezeu să-l recomande, să-l citeze mereu pe David? Fiindcă David nu a fost un exemplu de moralitate, a omorât oameni, nu mai vorbim de Batșeba și de Urie, prietenul lui, de om de încredere pe care l-a trimis la moarte și a pus în mână scrisoarea de condamnare la moarte. Și eu sunt convins, nu am dovezi pentru aceasta, este convingerea mea intimă și particulară, nu o impun nimănui, că Urie și-a dat seama despre ce e vorba. De aceea nici nu s-a dus acasă să-și vadă nevasta și a stat la corpul de gardă câteva nopți și de aceea s-a și dus cu scrisoarea fără să o deschidă, să vadă ce e din ea. El a știut ce urmează. Nu era un om prost, Urie. Măcar că era un străin, nici nu era măcar din ea. Așa, David, despre el vorbesc. Ce motiv a avut Dumnezeu ca pe acest David mereu să-l citeze? Și când urma un rege în Iuda, în Iuda mai târziu, în Israel de la început, dar în Iuda mai târziu, mereu să-l compare cu David, că a fost sau că n-a fost ca David.
De ce îl citează Dumnezeu pe David? Și Domnul Hristos îl citează pe David. Și Petru la ziua cinzecimii îl citează pe David. Și de ce? Și om după inima lui Dumnezeu. Ce motiv special a avut Dumnezeu să-l citeze mereu pe David? Am găsit până acum și mai sunt atent și mai urmăresc. Sper că Dumnezeu descopere mai mult fiecăruia și sper și mie. Am găsit următorul răspuns. Lui Dumnezeu i-a plăcut direcția vieții lui David. Fiindcă David orice făcea, orice greșea, la cine se întorcea și cui se plângea, cui reclama, cui se băita, cui cerea? La Dumnezeu. Direcția, viziunea celui atotputernic urmărește direcția vieții fiecăruia dintre noi. Nu că Dumnezeu, așa cum am spus, nu ar fi atent și interesat în detaliile vieții noastre, nu, nici vorba de așa ceva, ar fi o înțelegere greșită. Dar Dumnezeu urmărește direcția. În ce direcție ne-am pus compasul să meargă? Direcția pe care ne ducem, unde vrem să ajungem. Când îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează lucrul acesta. Fiindcă direcția este binecuvântată de Dumnezeu. Frații mei, câteva cuvinte care încearcă să rezume, eventual să prezinte o concluzie. Viziunea celui atotputernic reprezintă descoperirea lui Dumnezeu făcută generos din timp în timp, în momentul ales de El, în felul decis de El, prin persoane decise de El, alese de El, descoperirea voinței lui Dumnezeu și a înțelegerii Lui asupra ceea ce se petrece în viața noastră. Noi trebuie să fim precauți că trăim într-un timp de confuzie și Babilonul spiritual este caracterizat prin confuzie și un subiect de confuzie pe care nu pot să fac nimic mai mult acum decât să-l menționez, este întrebarea ce înțelegeți prin poporul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu are oameni ai Lui în toate grupările religioase sau nereligioase, dacă vreți. Da, nicio îndoială că Dumnezeu are această grupare a Lui pe care o urmărește. Dar ce înțelegem prin poporul lui Dumnezeu? Are Dumnezeu un popor al Lui în timpul sfârșitului? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Ce înseamnă să faci ucenici? Să stai să-L instruiești. Unde? Am găsit pe cineva care a primit ceea ce i-am spus, că Domnul Hristos e Mântuitor. Nu trebuie să creadă El în zeii și în strămoșii Lui. Și l-am învățat ceea ce spune Domnul, legea sfântă a lui Dumnezeu. Ziua șaptea și vine ziua de vineri și mă caută la telefon și mă întreabă, acum ce fac, unde mă duc? Și ce spun? Stai unde vrei, oriunde ești. Roagă-te lui Dumnezeu că Dumnezeu te are în vedere și acolo, indiferent unde ești. Serios? Indiferent? Să fim atenți, deci. Dumnezeu are un popor al Lui. El i-a fixat caracteristicile. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război. Cine-i femeia? E un trup. Da? Instituțiile au slăbiciunile lor. Și instituția bisericească a noastră, adventistilor de ziua șaptea, are slăbiciunile ei, de care nu ne fălim, dar pe care trebuie să le recunoaștem. Sigur că da. Faceți dumneavoastră o mașină, numai din piese uzate, din piese vechi. O să iasă o mașină perfectă? Asta e ce face Dumnezeu cu noi. Ne adună cum suntem și face prin noi, așa cum suntem, lucrarea Lui. De ce face El aceasta? E o întrebare aparte care merită să fie cercetată. Să fim deci atenți. Are Dumnezeu un popor al Lui în timpul sfârșitului? Și Biblia caracterizează. Aici este răbdarea Sfinților, când e vorba de Babilon.
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. Și ce spune acolo de balaurul mâniat pe femeie? S-a dus să facă război cu rămășița seminției, deci nu toți care s-au unit și au declarat și au consimțit. Rămășița lor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus. Să fie foarte clar că Dumnezeu are un popor al lui, că Dumnezeu îi iubește pe toți, nicio îndoială, că Dumnezeu caută să lucreze și lucrează prin Duhul lui și prin Îngerul lui în toate colțurile pământului, dacă pământul ar avea colțuri, dacă n-ar fi rotund. Are colțuri destule care ne supără și pe noi, la figurat vorbind. Așa. Dar Dumnezeu are un loc în care își arată puterea lui și noi trebuie să fim foarte conștienți de aceasta și să nu ne jucăm cu ceea ce înseamnă viața veșnică a cuiva, a nimănui. Fiindcă aceasta ar fi, într-adevăr, o situație tristă. Ca cineva să fie făcut răspunzător de pierderea altcuiva. Și nu-i nevoie să-l pedepsească nimeni, nici Dumnezeu. Îi ajunge amărăciunea lui când își dă seama de ce a făcut. Mai mare pedeapsă ca aceasta nici nu cred că îi trebuie, nici nu cred că există mai mult decât atât. Așa, încercând deci să ajung la concluzie. Să căutăm pe Domnul cu umilință în cuvântul Lui, ca să înțelegem care este viziunea Lui asupra întâmplărilor din viața oamenilor și popoarelor, să avem mintea și inima deschisă la revelația, la descoperirea lui Dumnezeu, la viziunile care vin de la Dumnezeu și care stau în fața verificării Bibliei. Spuneți ce doriți despre afirmația mea. Eu stau lângă aceasta. Nu am niciun motiv să mă schimb. Toate viziunile de la Dumnezeu merg în armonie cu descoperirile lui Dumnezeu dinainte, fiindcă Dumnezeu nu este om ca să mintă și fiul al omului ca să-i pară rău și să se schimbe. Dumnezeu ce descopere azi este ce a descoperit și altă dată. Cu alte cuvinte, în alte împrejurări, Dumnezeu nu schimbă. Linia lui este aceeași. Vedenia, viziunea celor atotputernice pe termen lung, știți pe ce termen? Pe veșnicie. Ăsta e termenul viziunii lui Dumnezeu. Iar în privința viziunii noastre personale, privind viața, evenimentele, propria noastră întreprindere, de un fel sau de altul, cu toată încrederea, să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu, să căutăm pe Dumnezeu, în mod sincer, să-i cerem să ne dea viziunea lui. Avem nevoie de viziunea celui atotputernic în viața noastră. Altfel ne încurcăm, frații mei. Dragii mei, frați și prieteni, ne încurcăm altfel. Indiferent cum ne-ar chema, ce talente am avea, ce popularitate am avea, asta nu înseamnă nimic. Absolut nimic. Înseamnă mijloace de amăgire de sine. Ne referim la cuvântul lui Dumnezeu și plecăm genunchiul și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea și nouă viziunea celui atotputernic. Și atunci știm unde suntem și unde ajungem. Și doresc ca Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.
numele Domnului Hristos, vă invit ca să închidem acest serviciu divin, intonând spre slava sa imnul De sus din slava senină. Tatăl nostru, care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, Părinte Ceresc, îți mulțumim că ne-ai îngăduit ca încă o zi sfântă de sabat să petrecem la picioarele tale. Amin. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că și în această oră Tu ai încercat prin servul Tău să ne luminezi mintea, să ne deschizi inima, ca să putem înțelege cuvântul Tău, să putem înțelege și să păzim legea Ta, pentru ca prin grădință să putem moșteni tot ceea ce Tu ne-ai făgăduit. Îți mulțumim că în această sfântă sabat ne-ai dat binecuvântări. Te rugăm să-L ajuți Tu ca să-L purtăm cu noi încă o săptămână și până în veșnicie. Te rugăm pentru săptămâna viitoare să fii cu noi. Pentru că noi nu știu ce va fi, dar Tu știi totul. Te rugăm să fii Tu prezent în viața noastră, în inimile noastre, în familie noastră și în barca vieții noastre. Și atunci când Satana va încerca să aducă vală peste noi, uriașă, ca să ne distrugă, ajută-ne să putem vedea mâna Ta întinsă peste noi ca să putem să fim salvați. Te rugăm să fii prezent în viața noastră, în familie noastră și tot acestea le cerem în numele Domnului Iisus și toate fiți prezlăvit și slăvit aici în locul acesta, dar și în împărăția Ta prin Domnul Hristos în veci de veci. Amin. Amin.